Domnule profesor, am povestit și cu altă ocazie că m-am întâlnit cu dumneavoastră într-un science vie, într-un avion, că am citit cele, am frunzărit cele 16 pagini, când mi-am dat seama că numele Adrian Bejan le-am recitit cu creionul în mână, am scris un articol în revista Știință și Tehnică, ne-am întâlnit de două ori. Prima dată am cartea dumneavoastră despre structuralism, legea constructuală, apărutul la Agir, pe care am citit-o, și această carte pe care eu o consider o bijuterie editorială. Aici povestiți un episod deosebit. Îl audiați pe Ilia Prigojin, premia Nobel. Prigojin spune, totul e întâmplător. Dumnezeu joacă zaruri. Da? Hazardul și celebra lui carte. La... Și ziceți, nu, nu e așa. El a spus aleatoar, ceea ce înseamnă aruncatul zarului la joc, de fapt. Vorbea în franceză, nu-mi vorbea mie, ținea un discurs înainte de banchet, de masa de seară, și eu eram exact la fundul sălii. Eram, în primul rând, norocos că înțelegeam ce zice. Pe de altă parte, norocos că ascultam în momentul acela și am tresărit când am auzit că formele acestea atât de universale, de pretutindeni, arbori de bineînțeles, copaci, arbori de fulger, arbori de... De râuri, delta, sunt, de fapt, șansă. Am tresărit pentru că în acea perioadă, în munca mea de cercetător, eu descoperam aceste arhitecturi de curgere cu obiectiv. Obiectivul era de a canaliza căldura dintr-o cutie în afară, adică pentru răcirea computerelor și a laptop sisteme. Mă ocupam, deci, de ingineria termică a aparatelor electronice. Și descoperisem, mă ocupam de publicarea acestor arhitecturi. Când am auzit opinia aceasta stabilită că forma naturii este rezultatul șansei, mi-am dat imediat seama că, în primul rând, Prigojin nu știa ce știam eu, însă, mult mai important, că ceea ce eu consideram ca fiind evident și neimportant, deci ideea pe care eu o aplicam, era de fapt legea care este responsabilă pentru ceea ce Prigojin și stabilimentul lui considerau în afara puterii omenești de a prezice. Dar legea încă nu vi se formulase. Nu. 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 Primul articol despre legea constructuală a fost a folosit ca ilustrație formarea și evoluția mișcării noastre ca umanitate prin sisteme de stradă, străzi, alei, străzi, autostrăzi și așa mai departe. Deci, vascularizarea mișcării noastre în sisteme urbane. Deci, este o limbă în care se explici desenul plămânului, ori desenul fulgerului. Însă, am insistat ca să public prima lucrare într-o limbă pe care toată lumea o înțelege. Deci, străzi. A doua lucrare a fost mai veridică, a fost despre acești arbori de curgere a căldurii din sisteme electronice. A treia a fost despre curgerea fluidului din plămân, deci aer curgând înăuntru și după aia în afară. De fapt, plămânul este și bazin de aer și delta de aer. Ideea nu este măritată cu un anumit domeniu. Este o idee de suprastructură. Da. Haideți să intrăm așa puțin în definiție. Dumneavoastră o dați, am luat-o din carte. Orice sistem de dimensiuni finite care evoluează în timp
configurația sa trebuie, spuneți dumneavoastră, trebuie, asta e foarte important, să evolueze astfel încât orice scurgere a curenților, da, să-și exprime eficiența. Eficiență nu e un cuvânt folosit, să devină curgerea să fie cu acces din ce în ce mai mare, ori să curgă din ce în ce mai ușor. Ok, legea constructuală în limba română ar suna cam așa. Pentru ca un sistem de curgere de mărime finită să persiste în timp, asta înseamnă să fie alive, adică viu, trebuie să evolueze astfel, deci să se schimbe în timp, astfel încât să ofere un acces mai mare a curenților care curg. Legea constructuală adaugă la legile precedente, fenomenul de configurație. Aceste curgere înseamnă mișcare, adică mișcare relativă. Curentul este ceea ce se mișcă față de mediul înconjurător. Curentul se mișcă pentru că are succes în a penetra și a da la dreapta și la stânga mediul înconjurător. E obligat să-l facă. E obligat să facă asta, da? Uite, un lucru pe care lumea nu îl apreciază este că curgere înseamnă a avea impact asupra mediului. Fără dacă nu vrei impact, înseamnă că vrei să nu fie curgere. E vorba de o lege universală, da? Ieșim în afara Pământului, e valabil galactic, metagalactic? Well, scorul acestei idei este până acum complet în favoarea ei, în sensul că ideea a fost testată în foarte multe domenii, de la geofizică la biologie și organizare socială și alte domenii. Și până acum nimeni nu a publicat o repudiere a acestei idei. După ce am terminat de citit cartea, am avut senzația, îl iubesc pe Darwin, îmi place darwinismul, îl urmăresc. Am fost la muzeul de la Londra, de câteva ori am scris și în cărți. Și am avut senzația că dintr-o dată el, evoluția, așa cum o vede Darwin, e parte componentă a legii, a principiului. Este o ne spunem în engleză, Darwin a avut un bun hunch, adică o idee bună. O inspirație. O inspirație bună. Ceea ce lipsește în ceea ce el a produs aproape cu două secole în urmă este înțelegerea fizică a ceea ce el consideră să fie fit, adică un... Potrivit. Un animal potrivit, adică un sistem potrivit. Orice ce înseamnă a supraviețui, adică a continua să fii viu în fizică, nu în biologie, în fizică. Acestea sunt cuvinte, când lumea vorbește despre lucruri însuflețite, viu, supraviețuire, bine pus la punct, adică fit, cuvinte care au sens în acel domeniu special care este biologia, însă natura este mult mai mare decât biosfera. Acest tot se cheamă fizica, tot ce există respectă legile fizicii. Deci, biologia, să nu se supere că nimeni când eu zic biologia, de fapt, este un
sentiment al fizicii, la fel ca și ingineria, okay? Ori economia politică. Asta m-a uimit când v-am auzit și cu socialul și cu economia politică, dar aveți perfectă dreptate. Tot ce există este fizică. Asta e înțelesul cuvântului physis în limba greacă. Ori ceea ce natura înseamnă în latină. Natura înseamnă fizică. Și deci, revin la Darwin, ceea ce lipsește în Darwin și deci legea constructuală pune deasupra lui Darwin este un prelat adecord care acoperă totul. Da, da. În cazul acesta, principiu, ori stâlpul de care ține cortul, care explică ce înseamnă a fi fit, adică pus la punct, ce înseamnă a fi eficient, ce înseamnă a fi viu, bineînțeles, ce înseamnă a supraviețui în fizică. Cu alte cuvinte, ce înseamnă a alege, a opta pentru asta, adică această configurație face de asta, adică conceptul de optimizare, care este peste toată știința, este finalmente pus în fizică de legea constructuală. Dați un exemplu extraordinar cu mamiferul delfin și cu rechinul, care n-au încotro, trebuie să adapteze, să semene din cauza fizicii, să semene cu torpedul la trup și iată că omul și introduceți o entitate nouă, om plus mașină, om și mașină, ziceți mai da. La un dat. Mm-hmm. Asta înseamnă că în istorie s-a trecut în altă parte, care parte respectă și legea constructală. Istoria trebuia să ajungă aici unde este. Civilizația, evoluția. Să vorbim de civilizație după asta. Că evoluția civilizației este, de fapt, legea constructală la scara cea mai mare cunoscută nouă, adică documentată de ceea ce noi știm. Însă delfinul și rechinul și submarinul. Și submarinul. Asta în lumea, în mișcarea acvatică, evoluează, continuă să evolueze fără să vorbească ei între ei în aceeași direcție, pentru că asta este direcția proclamată de legea constructală, adică comandată de legea constructală. La fel și cu mișcarea aeriană. Avioanele continuă să evolueze și din senin seamănă mult mai mult cu celelalte avioane. Cu păsările. Pentru că avioanele sunt mai mari, seamănă și cu păsările, sunt și diferite de păsări, în sensul că nu dau din aripi, ci de fapt planează precum pterosaurii. În biologie asta se cheamă evoluție convergentă. Deci corpuri totalmente diferite, evoluând ca morfologie în aceeași direcție. Revenind acum la evoluția civilizației, civilizația este de fapt arhitectura prin care umanitatea mătură Pământul. Această măturare, ori mișcare de suprafață, a evoluat spre a curge din ce în ce mai bine, mai ușor, mai departe, mai voluminos. Și așa, dacă gândești așa, înțelegi de ce din senin Imperiul Roman a cucerit lumea. A cucerit lumea pentru că curgea mult mai bine decât alte organizări, șosele, nu numai animale, însă și sclavi, însă în mod foarte special pace. Pace pe o arie foarte mare, aria fiind de fapt Mediterana și Marea Neagră, unde invaziile erau împinse mai departe și mai departe, astfel încât în interior să se facă această, se cheamă bogăție, ori mâncare și alte lucruri care alimentează mișcarea pe pământ.
De acolo, acest, acest design de, mișcare umană pe, glob a fulgerat peste Atlantic și a creat, deci, Imperiul Roman pe scară multicontinentală. Lumea de astăzi este această creștere globală a ceea ce a avut mare succes acum 2000 de ani. Și acest design nu se va schimba. Două întrebări vă mai pun. Una, cum îi vedeți succesul legii constructale? Cum vedeți că atitudinea față de principiul ăsta se va, fi în viitor? Și a doua, rolul elitelor în societate se potrivește cu ideea dumneavoastră de societate ca sistem? Elitele se formează natural. Societatea, deci, este în interesul individului să se asocieze pentru a, se mișca din, mai ușor. De aceea se formează străzi, de fapt, pentru mișcarea noastră pe pământ. Străzi spre deosebire de a merge în toate direcțiile prin iarbă, ori prin bălării. Okay? Deci, configurație. Tot așa, străzi mai mari apar. Puține străzi mari între multe străzi mici. Deci apare ierarhia, ierarhia mișcării. Deci în societate, acum ceea ce dumneavoastră considerați elită, este acest număr de puțini oameni în societate prin care multe lucruri curg. O conducere a unor corporații este ok, acest grup care, de fapt, fără care corporația este, de fapt, moartă. Deci, ierarhia este o arhitectură naturală care, de fapt, ajută curgerea acestui întreg care este viu. În termodinamică, mulți oameni au intuit că ceea ce lipsește este principiul care ar pune degetul pe faptul că unele lucruri, într-adevăr, par să fie cele mai eficiente, de exemplu, conducta cu cross-secțiune circulară. Deci asta este intuiția. A face această descoperire matematic, deci cu un singur răspuns, maximum asta, ori minimum asta, este a descoperi configurația finală, adică destinul sistemului de curgere. E ușor de făcut matematic și noi o facem în mod rutină, însă designul în natură nu este asta. În natură nu există nimic, niciuna dintre aceste forme care aparțin rigidului și destinului. Absolut nimic care curge, să zic eu, prin conducte în sisteme vii sau mai ales cele geofizice, nu are această cross-secțiune matematic ideală. Okay? Lumea ar zice chiar ieri în această discuție, nimic nu are o configurație optimă. Okay? Ceea ce designul natură are este tendința de a evolua în direcția acestei lumini la capătul tunelului. Direcția, ori săgeata de timp a rulării acestui film. Asta este tot ce designul natură are și e important de recunoscut asta, pentru că reducând argumentul la absurd, lumea, ori natura în care totul este de mult, totul a ajuns de mult la forma ideală, de la
vasul de sânge la arborile de orice, ar fi, o, de fapt, o lume moartă, unde nu există evoluție. Tot ce trebuie să curgă în timp, va curge în timp. Formulați dumneavoastră la un moment dat. Și în timp va curge mai bine. Altfel, aș zice, curgerea duce la o curgere mai bună. Cu mai mult timp la disponibil, devenim toți din ce în ce mai deștepți. Sisteme sociale rigide, osificate, neadaptabile, ori prea vechi și prea pline de să zic eu, lideri, elite, care sunt fericite cu status quo, sunt destinate să dispară. Formula de a avea succes în continuare este de a fi în permanență nemulțumit, de a fi în permanență încordat să faci mai bine. Chiar dacă nu știi ce va fi soluția acestui mai bine ori mai bun, tendința de a schimba, de a schimba lucrurile este ceea ce, de fapt, definește umanitatea care va fi. Eu sunt crescut, să zic, foarte normal, sunt de la Galați, sunt din cauza comunismului nu mers la biserică mult deloc pentru că era descurajat aprig, însă niciodată n-am considerat că există un conflict între religie și știință. Dacă ar fi fost atunci, nimic în Europa nu s-ar fi mișcat științific. De la greci, geometria s-a născut. Nu ca repudiere a înțelepciunii predate ori învățate prin religie, ci ca ceva în plus, deci în adiție la ceea ce vinea din religie. Deci două unelte mai bune decât una. Ambele vin din tendinția umană de a înțelege ce este în jurul nostru și de a-l folosi ca noi să ne mișcăm mai ușor, mai sigur, mai prosper, mai, să zic, o viață lungă, mai departe pe pământ. Religia este precursorul științei. Știința este ultima versiune, dacă vrei. Deci, treaba cu știința și religia nu este un conflict absolut deloc. Este, de fapt, mai mult decât o coexistență. Este o suprapunere a unelte ori constructuri, extensiuni ale omului. Omul cu religie este mai puternic decât omul fără religie. Omul cu religie și știință este mai puternic decât omul cu numai religie. Acum vezi imediat diferența dintre vest și cei care sunt înamorați, să zic eu, total de religie numai. Gândiți-vă la harta lumii astăzi și vedeți la ce mă refer. Tot așa putem să prezicem ce o să se întâmple în acele oceane de lipsă de mișcare atunci când acele oceane adoptează ori dă științei aceeași importanță ca și lumea culturii occidentale. Noi aparținem lumii culturii occidentale. Noi suntem ca restul Europei, în ciuda istoriei noastre recente. Și de aia noi avem o mare șansă, fără îndoială, în viitorul lumii, România. Adică noi suntem în trunchi istoric și, de fapt, nu e vorba de merit, e vorba de șansa de a fi fost unde s-a încins această mișcare. Domnule academician, vă mulțumim, a fost un regal.
cred că putem face o oră întreagă într-o emisiune ca asta. Vă felicit pentru ce faceți și vă doresc timp mai scurt în explozia pe care constructalismul merită. Vă mulțumesc, domnule Mironov, și sper să discutăm din nou. Cu mare plăcere. Okay.